seara, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Parlamentul a votat în lectură finală proiectul de lege prin care statul a alocat bani pentru ca Moldova Gaz să plătească datoria de 74 de milioane de dolari către Gazprom. Transportatorii auto au ieșit la protest și cer majorarea tarifelor la călătoriile interurbane. Zeci de microbuze au fost parcate azi dimineață în fața guvernului. Tragedie la Drochia, unde doi frați de 16 și respectiv 14 ani au murit după ce motocicleta pe care se aflau a intrat într-o placă de beton. Parlamentul a aprobat alocarea 1,4 miliarde de lei din bugetul de stat pentru plata datoriilor acumulate de Moldova Gaz pe luna octombrie și noiembrie către Gazprom. Pentru asta au votat deputații PAS și cei ai partidului Șor, în timp ce comuniștii și socialiștii au fost împotrivă. Aceștia au cerut audierea Nataliei Gavriliță pe acest subiect, dar solicitarea lor nu a acumulat suficiente voturi. Proiectul care prevede alocarea a 1,4 miliarde de lei din bugetul de stat a fost aprobat de urgență la solicitarea de ieri a prim-ministrului Natalia Gavrilița. Banii urmează să fie transferați către Energocom, care la rândul său își va achita datoriile către Moldova Gaz. Din acești bani, Moldova Gaz urmează până mâine să-i achite Gazpromului datoriile acumulate în luna octombrie și noiembrie, în valoare de 74 de milioane de dolari. Socialiștii și comuniștii s-au arătat împotrivă și au cerut audierea Nataliei Gavrilița pe acest subiect. De ce banii nu se dau direct la Moldova Gaz, dar apare o societate pe acțiuni Energocom? Totodată, pe ce termen se dau acești bani? Acum noi, cum a spus colegii, rezolvăm două probleme. Pe de o parte, datoria care s-a format în octombrie, perioada în care a trebuit să consumăm gaz și prețul era mai mare, și pe de altă parte, stângem o parte din datoriile pe care le are termoelectrică, care consumă gaz, dă căldură și mai dă și curent electric. E simplu, transparent. Ministrul Finanțelor afirmă că statul a fost nevoit să intervină după ce Moldova Gaz nu a reușit să găsească o soluție și a solicitat ajutorul guvernului. Acum 3 zile, Gazprom a transmis o notificare către Moldova Gaz prin care amenința că va asista furnizarea gazelor naturale către țara noastră dacă nu va achita datoriile curente la gaz în termen de 48 de ore. Ieri, ministrul infrastructurii a anunțat că termenul a fost extins până mâine. Autoritățile de la Chișinău se gândesc să cumpere gaz vara când este mai ieftin și să-l depoziteze în România. Acest lucru a fost discutat în timpul vizitei de la București, spune ministrul de externe. Nicu Popescu afirmă că astfel Moldova ar fi asigurată cu gaz într-o situație de criză. Una din soluțiile și una din măsurile prin care vizăm și vrem să consolidăm securitatea energetică a țării este să avem capacități de înmagazinare a gazului în perioada de primăvară-vară, când gazul este mai ieftin și mai accesibil. Nicu Popescu spune că Moldova ar putea depozita gazul cumpărat în țările vecine, Ucraina și România. Pe teritoriul Republicii Moldova nu avem astfel de capacități și prin prisma acestui obiectiv, noi într-adevăr am discutat la București anumite soluții care ne-ar permite treptat să putem stoca gaze cumpărate de Republica Moldova sau de companiile care vor importă și vor importa gaz în Republica Moldova, astfel încât acestea să poată fi stocate în depozitele din România. Despre această posibilitate a vorbit și ministrul român de externe. Am discutat, de exemplu, despre posibilitatea de a finanța prin noul acord de asistență nerambursabilă construcția unui depozit de gaze pentru Republica Moldova. Luna trecută, țara noastră s-a confruntat cu o criză a gazelor naturale după ce contractul cu Gazprom a expirat. Ulterior a fost semnat un nou acord pe un termen de 5 ani. Transportatorii auto cer majorarea tarifelor la călătoriile interurbane. Aceștia au organizat un protest în fața guvernului, unde și-au parcat microbuzele și au claxonat îndelungat. Ei se plâng pe faptul că înregistrează pierderi majore lucrând cu tarifele actuale, în contextul în care carburanții se scumpesc în fiecare zi. Șoferii au depus la guvern un demers în acest sens, iar responsabilii de acolo spun că urmează să-l examineze. De dimineață, mai mulți șoferi și-au scos microbuzele de rută nu pe traseu, ci în fața guvernului. Ei sunt nepulțumiți că prețul motorinei crește în fiecare zi, iar biletul pentru o călătorie rămâne neschimbat. Astfel, ei cer majorarea tarifului.
Acest bărbat spune că s-a angajat în calitate de conducător auto acum un an, când a revenit de peste hotare, unde lucra șofer de curse lungi. M-am întors acasă că vreau să fiu aproape de familie. Și asta m-a făcut să rămân acasă. În schimb, acasă ne confruntăm cu, cum vedeți, cu scumpiri, cu... Adică, cum înțeleg eu, la noi legile se aplică, este europene. De ce e bine, ce e bine, dar nu știu pentru cine, pentru guvernare sau pentru oameni. Președintele Consiliului Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto afirmă că ultima dată tariful a fost majorat acum 2 ani, fiind stabilit un preț de 60 de bani per kilometru, iar de atunci, în ciuda insistențelor transportatorilor auto, acesta nu s-a modificat. Calculul arată că pentru a... ramura aceasta să poată funcționa, cel puțin este nevoie de dublarea tarifelor. Transportatorii spun că dacă autoritățile nu vor să majoreze tarifele, măcar să-i scutească de anumite taxe sau să le ofere subvenții. În octombrie am trecut și octombrie anul ăsta prețul la motorină s-a mărit cu 5 lei. 5 lei! Noi nu suntem împotriva poporului, nu vrem să ridicăm. Dar sunt de ceva facilități, ne întoarcă tăva oceală. De-am ar fi 3 lei ceva mai ieftin motorină. Bărbatul afirmă că angajații pleacă deoarece vor salarii mai mari, iar el nu are de unde să le majoreze. Am avut 108 angajați. Noi rămânem practic fără șofer. Deci din 89 angajați acum la Bătaia 36, o treime sunt pensionari. N-avem nici un tânăr mai jos de 30 de ani la lucru. Șoferii susțin că dacă autoritățile nu vor reacționa la cererea lor, atunci își vor aduce toate microbuzele în piața Marii Adunări Naționale. Ministrul Infrastructurii Andrei Spânu spune că va analiza cererea transportatorilor. Într-un comunicat, ministerul a publicat mai multe calcule cu felul în care ar arăta noile tarife, dacă ar fi majorate conform cererii transportatorilor. Un bilet de la Chișinău până la Bălți, de exemplu, ar ajunge să coste aproape 200 de lei față de 80 cât este în prezent, iar din capitală până la Drochia, pasagerii ar urma să achite aproape dublu, adică 250 de lei. Andrei Spânu spunea anterior că așteaptă ca transportatorii să vină cu calculele necesare care să motiveze majorarea tarifelor. Doi adolescenți au dat o spargere de zile mari în capitală. Aceștia i-au atacat pe angajații unei stații Peco cu un extinctor și au furat aproape 30.000 de lei. Jaful a avut loc acum 5 zile, iar indivizii au fost reținuți ieri. Ce au făcut cu banii, aflați la știri. Accident cumplit la Drochia. Doi adolescenți care erau frați au decedat într-un accident rutier produs noaptea trecută la ieșire din satul Chetrosu. În jurul orei 23, motocicleta condusă cu viteză excesivă de către unul dintre frați care avea 16 ani s-a izbit de o placă de beton. În urma impactului, atât șoferul cât și pasagerul de 14 ani au decedat. Tânărul nu avea permis de conducere, iar motocicleta aparținea unor rude. Poliția urmează să stabilească dacă motocicleta a fost luată fără permisiunea proprietarului sau cu acordul acestuia. Peste 2000 de arme de diferite tipuri au fost distruse prin topire astăzi la o uzină din capitală. Munițiile au fost confiscate de cei de la IGP în ultimii 2 ani de la infractori sau au fost predate benevol de cetățeni din cauza unor defecțiuni. Cea mai scumpă armă nimicită astăzi este un pistol care costă 500 de euro. Dezasamblate și aranjate în cutii, armele colectate de angajații Inspectoratului General de Poliție în ultimii 2 ani au fost aduse în această dimineață la o uzină din centrul capitalei pentru a fi topite. Sunt cu siguranță arme care au fost confiscate de la infractori, fiindcă corpuri delicte sau arme care au fost adaptate pentru comiterea unor infracțiuni, precum și armele predate benevol de cetățeni care le deținea, le-au moștenit de la părinți, de la bunei, care au fost depistate în gospodării. Potrivit oamenilor legii, armele sunt distruse pentru că fie sunt deteriorate, fie că instanța de judecată a dispus nimicirea lor. Munițiile au fost păstrate în tot acest timp într-un depozit al instituției. Cele peste 2000 de arme au fost aruncate în cazanul specializat, unde vor fi topite la temperatura de 1700 de grade. Prima partidă va fi topită timp de 3 ore, iar întreg procesul va fi supravegheat de polițiști și mascați. Cea mai scumpă armă nimicită astăzi este un pistol, la cărui preț constituie 500 de euro. Este un pistol cu glonț Sigsaur, care este, a fost ca corp delict într-o cauză penală. Metalul respectiv deja rămâne la discreția în
întreprinderii respective este utilizat ulterior în procesul de producție a diferitor articole din metal. Pentru noi este important să urmărim ca procesul, ca toate armele care sunt prezente, să fie puse în cuptorul respectiv. Potrivit oamenilor legii, de la începutul anului au fost înregistrate circa 150 de incidente armate. Sunt în descreștere comparativ cu anul precedent, dar totuși numărul lor ne îngrijorează și aici vedem că mai avem de lucru vis-a-vis de cultura portului de arme. Pentru topirea armelor s-au cheltuit peste 10.000 de euro, bani oferiți de Uniunea Europeană prin intermediul PNUD. Ultima acțiune de acest fel a avut loc în 2019. În perioada anilor 2005-2019, în Republica Moldova au fost distruse prin topire peste 16.000 de arme de foc. Un fost angajat al Agenției Servicii Publice a fost reținut pentru 72 de ore de CNA, fiind bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi luat mită pentru a legaliza două construcții. Mai exact, fostul funcționar a fost denunțat pentru că ar fi cerut și primit 4.000 de lei mită ca să elibereze un plan cadastral care să permită legalizarea două depozite agricole ridicate fără autorizație. Acesta a declarat că poate influența funcționari de la oficiul cadastral Glodeni. Acum el riscă 6 ani de închisoare. Cu gagule pe cap și cu extintorul în mâini, doi minori au jefuit o benzinărie din capitală. Au pulverizat substanța din stingător, iar angajații stației PECO s-au pomenit în ceață. Adolescenții au furat aproape 30.000 de lei. Poliția i-a reținut, dar banii erau deja cheltuiți. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care cei doi tineri vin la stația PECO, iar unul dintre ei ia extintorul de pe teritoriu. Celălalt se îndepărtează în timp ce un angajat iese din benzinărie. Minorul așteaptă până se apropie de el și pulverizează substanța din extintor. Pomenit practic în ceață, angajatul se întoarce în magazin, iar adolescentul îl urmează. În acel moment, celălalt minor intră în magazinul unde nu se mai vindea nimic din cauza substanței pulverizate. Se apropie de vânzătoare și, după câteva secunde, fuge din magazin împreună cu al doilea minor implicat. Cazul a avut loc acum 5 zile, iar poliția a venit astăzi cu informații când suspecții au fost reținuți. Aceștia sunt originari din Chișinău și și-au recunoscut vina. Minorii au furat peste 26.000 de lei și i-au cheltuit până oamenii legii au dat de ei. Ambii sunt cercetați pentru tâlhărie și riscă până la 10 ani de închisoare. Vis împlinit pentru un puști care a dat buzna pe stadionul din Tiraspol în timpul meciului de aseară dintre Șerif și Real Madrid. Băiatul a reușit să obțină un autograf de la Karim Benzema. Cu ce s-a întâmplat după asta, vă spunem la știrile din sport. Angela Merkel a susținut ultima ședință de guvern în calitate de cancelar al Germaniei, funcție pe care a deținut-o fără întrerupere timp de 16 ani. Aceasta a primit flori de la Olaf Scholz, care o va înlocui la cârma țării și care până acum a fost ministrul de finanțe în cabinetul său. Germania deschide era post-Merkel cu un guvern inedit, o coaliție formată din socialdemocrați, verzi și liberali. După ultima ședință de guvern în calitate de cancelar, la care a primit flori și a fost aplaudată, Angela Merkel a făcut o poză de grup alături de membrii cabinetului său. Tot aseară, pentru ultima dată, Angela Merkel a asistat la aprinderea luminițelor de pe bradul din fața guvernului de la Berlin și a primit în dar o figurină de șah din lemn. Socialdemocratul Olaf Scholz se pregătește să preia ștafeta de la Angela Merkel la începutul lunii decembrie, în cadrul unei alianțe numită și Coaliția Semafor, după culorile celor trei partide din alianță. La 63 de ani, ministrul de finanțe al ultimului guvern Merkel, Olaf Scholz, a prezentat ieri acordul final de coaliție cu verzii și liberalii. Uns eint der Glaube an den Fortschritt und daran, dass Politik etwas Gutes bewirken kann. Uns eint der Wille, das Land besser zu machen, es voranzubringen und es beisammen zu halten. Wir wollen uns etwas zutrauen beim Klimaschutz, beim Umbau unserer Industrie, bei der Modernisierung des Landes, bei der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts.
Wir wollen mehr Fortschritt wagen. Fosta campionă la trambulină, candidata verzilor la cancelarie înfrântă, Annalena Baerbock, urmează să fie prima femeie la conducerea Ministerului de Externe, iar liderul Partidului Liberal Democrat, care s-a clasat al treilea în urma scrutinului de pe 26 septembrie, Christian Lindner, în vârstă de 42 de ani, urmează să obțină prestigiosul post de ministru al finanțelor al primei economii europene. Unul dintre punctele principale ale programului noului guvern este lupta împotriva schimbărilor climatice. Până în 2030, țara intenționează să abandoneze energia pe bază de cărbune. Wir haben uns dabei vorgenommen, diese große Transformation zu erreichen und zugleich Wohlstand, Beschäftigung und Freiheit der Menschen zu erhalten. Între alte măsuri pe care această coaliție fără precedent vrea să le implementeze se află votul de la 16 ani, salariu minim de 12 euro pe oră, dar și controversata distribuire controlată a cannabisului. Acordul de coaliție a fost adoptat în urma unor negocieri purtate în ritm alert. Timpul presează în contextul în care pandemia COVID-19 nu a fost niciodată mai virulentă în Germania, înregistrând recorduri zilnice și alimentare, întând teama unei suprasaturări a spitalelor. Criza politică din România a luat sfârșit. Guvernul Ciucă a primit votul de încredere din partea 318 parlamentari. Noul guvern a fost aprobat inclusiv de PSD, despre care liberalii susțineau în trecut că este marele său inamic. Parlamentul acordă încredere guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. Executivul condus de generalul în rezervă, Nicolae Ciucă, a trecut lejer de parlament cu 318 voturi, cu 80 mai multe decât minimul necesar. Am înțeles și recomandările făcute de cei care au luat cuvântul din partea opoziției. Suntem un guvern al României și vom face tot ceea ce este posibil, așa cum ne-am asumat, să avem în centrul atenției noastre, cetățeanul român. Imediat după votul din Parlament, membrii guvernului PNL-PSD-UDMR au depus jurământul de investitură la Cotroceni. În noul guvern de la București se regăsește Sorin Grindeanu, care a fost pentru 6 luni premierul României în 2017. Acum acesta este ministru al transporturilor. Alexandru Rafila, medic de sănătate publică de laborator și microbiolog, reprezentant al României la OMS, este al 6-lea ministru al sănătății în pandemie. Fostul primar al Bucureștiului, Gabriela Firea, este singura femeie ministru în guvernul Ciucă. Ea va conduce Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român. Criza politică în România a durat aproape 3 luni și a început după ce guvernul Câțu a picat în urma unei moțiuni de cenzură. Au urmat 2 propuneri de premier care nu aveau la acel moment susținerea politică necesară pentru a trece de votul Parlamentului. Îngrijorate de numărul mare de infectări cu SARS-CoV-2 în creștere de la o zi la alta, guvernele din întreaga Europa impun restricții anti-COVID. Slovacia a urmat exemplul Austriei și a introdus de ieri lockdown-ul atât pentru vaccinați cât și pentru nevaccinați. Iar Italia pregătește noi măsuri drastice pentru cei care nu vor să se imunizeze. Cu 84% din populație vaccinată, Italia introduce super certificatul verde pentru vaccinați și vindecați. Che per una fase temporale che andiamo ad indicare come compresa tra il 6 di dicembre e il 15 di gennaio, introduciamo una fattispecie rafforzata di Green Pass, in cui per poter accedere appunto al certificato verde solo 2 di queste funzioni restano vigenti, e cioè un certificato verde si può ottenere soltanto în prezența de una vaccinazione o de una guarigione. Cei care nu sunt vaccinați sau vindecați nu mai pot frecventa locurile la care au acces acum, cu certificatul verde simplu, precum restaurante, transportul public, hoteluri sau săli de sport. Mai mult, accesul în aceste locuri nu va mai fi permis pe bază de testare. Allora, noi vediamo una situazione all'esterno dell'Italia che è molto grave, in paesi che sono con noi confinanti. Vediamo anche che la nostra situazione italiana è in
lieve ma costante peggioramento. Italia ha annunciato per ultimile 24 de ore aproape 13.000 de cazuri COVID noi. Situația devine îngrijorătoare și în Franța, a anunțat guvernul de la Paris. Le nombre de cas quotidiens augmente de près de 80% en une semaine et s'établit aujourd'hui autour de 20.000 cas par jour en moyenne. Hier, plus de 30.000 cas positifs ont été relevés, un nombre comparable à celui observé au plus haut de la quatrième vague. În Germania, începând de ieri, certificatul verde a devenit obligatoriu la locul de muncă și în mijloacele de transport. Persoanele nevaccinate și cele netrecute prin boală vor trebui să prezinte un test de COVID negativ, efectuat cu cel mult 24 de ore înainte pentru a avea acces la locul de muncă. Cu peste 10.000 de cazuri de infectări cu SARS-CoV-2 în ultimile 24 de ore, Slovacia urmează exemplul vecinilor austrieci și intră în lockdown. Mai puțin de 50% dintre cei 5,5 milioane de slovaci s-au vaccinat anticovid. Slovacia având a treia cea mai redusă rata vaccinării în UE, după Bulgaria și România. Potrivit OMS, varianta indiană Delta SARS-CoV-2, foarte contagioasă, a redus la 40% eficiența vaccinurilor împotriva transmiterii COVID-19, așa că oamenii sunt îndemnați să continue să poarte măști de protecție. Vaccines save lives, but they do not fully prevent transmission. Data suggests that before the arrival of the Delta variant, vaccines reduce transmission by about 60%. Europa, care a înregistrat într-o săptămână peste 2,5 milioane de cazuri și aproape 30.000 de morți, este de departe cea mai afectată regiune din lume de pandemie. By the 1st of March, 49 countries are going to face high or extreme pressure on the intensive care units. 25 countries of the 53 will be threatened to be overwhelmed in their hospitals. Potrivit OMS, până în martie, în Europa s-ar putea înregistra încă 700.000 de decese, bilanțul pe durata pandemiei depășind peste 2,2 milioane. 11 mineri au murit, iar câteva zece au rămas blocați în această dimineață în subteran după izbucnirea unui incendiu la o mină de cărbune din Siberia. Operațiunea de salvare continuă, mai mult de 200 de muncitori fiind deja evacuați. 48 de mineri rămân blocați în subteran și nu există nicio legătură cu aceștia. Potrivit datelor preliminare, mai mulți muncitori au fost intoxicați cu fum. Potrivit Ministerului Local pentru Situații de Urgență, 285 de oameni se aflau în mină în momentul izbucnirii incendiului. Explozii, flăcări imense și un nor gros de fum este imaginea care a îngrozit ieri locuitorii orășelului Hull din Marea Britanie, unde a luat foc o fabrică de plastic. În imagini se vede cum flăcările parcă înghit casele, iar coloanele groase de fum și foc acoperă cerul deasupra orașului. Potrivit martorilor, deflagrațiile erau auzite la fiecare 10 secunde, de parcă ar fi explodat niște bombe. Vântul ar fi provocat extinderea incendiului. Serviciul de pompieri a avertizat oamenii să închidă toate ușile și ferestrele, iar mai multe case au fost evacuate. În câteva minute începe emisiunea O Seară Perfectă. Anișoara Loghin se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Anișoara, bună seara! Bună seara, Tatiana! Bună seara tuturor! Dacă vi s-a făcut poftă de artă, cultură și de teatru, puteți merge mâine la Teatrul Satiricus, acolo unde va fi pus în scenă un spectacol absolut extraordinar. Este vorba despre Casa, regizat de Dumitru Acriș, cel care vine astăzi în studioul nostru, tocmai de la Moscova. Tot în studio ne întâlnim cu interpreta Stella Botez, care a avut parte de o nuntă ieșită din tipare. Despre ce este vorba, veți afla la emisiune. Vă aștept aici la O Seară Perfectă. Anișoara, îți mulțumesc. Săptămâna trecută, jurații și publicul au ghicit cine se ascundea în tot acest timp în spatele singurei măști duble de la Masked Singer România. Între timp, ies la iveală noi indicii despre vedeta mascată în personajul păunului care a intrat recent în concurs. Aflați detalii din reportaj. Gemenii din Noul Dragon s-au dovedit a fi cunoscuții actori din serialul Last Fierbinți, Ecaterina Ladin și Mihai. Rulotă mai mult de un sfert de oră nu stăteam la Fierbinți. Și veți vedea că la finalul serialului, cei doi, de bună voie și nețiliți de nimeni, pleacă acasă. Păunul însă continuă să ofere noi indicii juraților. Încă din adolescență,
Mă credeam maestru în arta seducției. Aoleu, altul care se laudă. După ce păunul a repetat de mai multe ori cuvântul seducție, Horia Brenciu e tot mai convins că în spatele măștii ar putea fi solistul trupei Direcția 5. S-a vorbit despre seducție mai mult decât trebuia. Acest păun, cred că a folosit acest cuvânt enorm de mult. De cealaltă parte, Ina susține că sub masca păunului ar fi Emil Rengle. 100% este o interpretare. S-a chinuit mult să ne ducă cu zăhărelul. S-a aruncat așa pe genunchi și a făcut o mișcare din aia care se numește twerk. Da, da. Adică trebuie să fii un bărbat foarte asumat și foarte macho. Și fluturile continuă să pună la încercare fantezia juraților. Dana Mladin. Așa. Sub acea mască se poate afla Lili Sandu. Pam, pam, pam. Sub acea mască se poate afla, doamne și domnilor, Alice Bursuc. Da, vă mai spun încă un nume. Sub acea mască se poate afla Diana Munteanu. Show-ul continuă nu doar cu indicii, dar și cu numere spectaculoase. Is my business, God is my witness, start what I think me. Turn on the radio, that's the stereo ride. Ce alte măști urmează să-și dezvăluie identitatea, aflăm astăzi la Mask Singer România de la 21:30, doar la ProTV. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O Seară Perfectă cu Anișoara Login. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 213645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!